Vorbim cu un investitor, un membru fondator al Asociației Investitorilor de pe Piața de Capital, Rodica Velțean. Bun găsit! Bine v-am găsit! Ești investitor? Da. Care este experiența ta legată de investiția la bursă și când a început? Prima tranzacție am făcut-o la bursă în 1998. Pe bursa de la Sibiu, în primul rând, am fost broker pe futures, pe când era cu strigare. După care am investit și pe piața de acțiuni la BVB. Puțin mai târziu, într-adevăr, dar experiența mea e destul de vastă, ca să zic așa, și îndelungată. Ce sfaturi ai avea pentru investitorii începători? Pentru cei începători, sincer, le recomand acțiunile care sunt stabile, acțiunile care le aduc niște randamente rezonabile. Nu îi sfătuiesc, de exemplu, să meargă neapărat pe ideea de a specula, ci chiar de a investi, de a se baza pe performanța companiilor în care investesc, cele care sunt mari, care sunt mult mai transparente, ca să zic așa, și care oferă mult mai multe informații. Și pe măsură ce capătă experiență și curaj? Pe măsură ce capătă experiență își pot diversifica portofoliu, pot încerca diverse alte instrumente de pe piața de capital. Adică cel mai sigur ar fi să încep cu acțiuni? Da, cu un portofoliu care să aducă un câștig cât de cât sigur. Sau să combine acțiuni cu obligațiuni, exact, cu titluri de stat. Deci dar să evite în primă fază riscul. Adrenalina nu face neapărat foarte bine. Pentru începători. Da. AIPC, Asociația Investitorilor de pe Piața de Capital, povestește-ne puțin despre această inițiativă. Inițiativa a pornit în 2008. Era începutul crizei, mă rog, încă la noi pe piață nu se vedea, numai că probleme existau deja. Doi la mână, partea guvernanța corporativă la nivelul anului 2008. Cu siguranță nu exista conceptul. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, numai că mai sunt foarte, foarte multe de făcut. Și până la urmă, inițiativa de a ne uni, de a ne aduna, a fost și ca alternativă la asociațiile profesionale. Brokerii au asociația lor care le urmărește interesul, cei cu fondurile de pensii la fel. Practic, toate instituțiile care funcționează în piață aveau reprezentant la nivelul, să zicem, cu intrare la nivel legislativ și care să poată să iau decizie. Investitorii cei mici, nu. Și de acolo a pornit, practic, ideea asociației. Care au fost cele mai mari reușite pe care le considerați bifate? Eu cred că evaluările, în primul rând, pentru societățile care urmau să fie delistate de pe Nasdaq, s-a tras un semnal de alarmă. Acolo au fost, cred că, cele mai multe inițiative. Și încet, încet și investitorii mici au prins curaj și au sesizat atunci când asociația nu avea, de exemplu, informații. Că nu mai cum la 2000 de companii listate să știi chiar toate problemele care sunt. Pe de altă parte, aș zice că inclusiv ridicarea pragului la sifuri a fost și acolo, am pus și noi puțin numărul. Ok, mulțumesc mult, Rodica Velțean, membru fondator AIPC, alături de alți investitori sunt prezenți, ești prezent aici alături de alții colegi AIPC în piața universității? Noi am venit acum în număr restrâns. Membrii asociației sunt împărțiți în toată țara. Bine, eu am venit de la Sibiu, așa că am făcut și deplasarea asta. Da. Am avut întrecerea și membrii, fără nicio problemă. Da. Mulțumim mult și mersi și eu. Și îți urăm mult succes!